Băi, Ian, ascultă, îți zic, dar nu mă aud cineva. Băi, mai scurt, am deschis un bordel. Sunt întâlnesc doi prieteni în pandemie. Dau ei mâna, se cuprind în colo-ncoaș, nu s-au văzut de mult timp și unul îl întreabă pe cealaltă. Povestește-i cum la tine, ce mai faci, copii, nevastă, zic că e de acum la mine, băi. E rău de tot la mine situația, femeia mea m-a lepădat jos la Italia, copiii la bunica, de la lucru m-a dat afară, și să mai zic, eu am început să-i dau cu chileala, mai scurt un fel de linie neagră în viața mea, mai scurt, băghini, povestești tu cum mă uit că râs targin. Băi, dar la mine nu m-a sunat și de ochi, mi-am deschis tu de mult un business nou. Business nou, dar și fel de business ai deschis în pandemie? Băi, îți zic, dar să nu spui la nimic, băi, îți promit, nu zic la nimic, s-o coate, că am și uitat deodată. Băi, mai scurt, mi-am deschis un bordel. Bordel în pandemie și cu tine, că dar și cum merge? Că dar nu mă sunu și de uechi. Băi, business-ul merge în sus și numai în sus, ei, rub la vini vănătuc. Clienți am 24 din 24, nici nu doresc să mă răsuflu. Băi, să-l întreb, că băi, dar i-am zis, dar și prietori ai? Că e prietor, de așa mulți clienți, că prietorile sunt super buni, băi. Mai scurt, e, oralul e 50 de lei și... Aici pe din urmă, cum e zis, analul e 100 de lei. Băi, să-l întreb, băi, dar obișnuit, simplu, cât costă? Aici se freacă așa pe mâini, zici că, băi, prinșa și obișnuit de asta simplu, tradițional, n-avem, că lucrez numai eu de unul singur.